Majoritatea porturilor le vedem cu baza în trepturi sau în pătrat. Noi le vedem cu 4-4 galile, domnișilor. Da. Deci, și cum am numai AB, sunt obligat să mă duc pe varianta că e regulă. Păi dacă îmi dă înălțimea 6 lei, înseamnă că e regulă. Sigur că da, dar eu vreau să nu vreau ca să pornesc. Dacă cumva vă aflați într-o astfel de situații, sper că nu mai sunt niciodată, trebuie să vă gândiți bine, mai atâtea informații îmi dă, numai latura de jos, altfel mi-ar da cele două dimensiuni, lungimea și lățimea, dacă ar fi un dreptunghi. Așa că e vorba de o piramidă macroatelă regulată și VO, mai desenăm? Hai să desenăm ca să o lăsăm. Duc cele două diagonale în punctul perpendicular. Deci A, B, C, D și D. Așa este cuartul, cum să zicem. Și acum știu pe AB de 12. VA. VA asta este tot de 12. Și asta pe VO. Cine vă trebuie? Maria, te rog. Avem că ACL e 12 radical din 2 și AO e egal cu 6 radical din 2. Deci AC este 12 radical din 2 și A... C, AO e 6 radical din 2. A, A, o șansă radical din 2, da? Deci în triunghiul V, O, A, avem pe acolată A, O, egal cu 6 radical din 2 și A, V egal cu 12. V egal cu radical din 6 radical din 2, adică deodată 3, 6, 2, 7, 2. Care face? Radical din 6. 216. 216, da? 216 nu e foarte perfect. Nu. Dar se poate descompune, găsim... Da. Ca să descompunem 216. Merge prin cât mai iar prin 2, odată 0, 8, iar prin 2, 5, 4, iar prin 2, 27, care e 3 la 3. Așadar, radical din 2 la 3, o 3 la 3. Care se înseamnă radical din 6 la 3. Ies un 6 la 2, adică 6 radical din 6. 6 radical din 6 este VO. VO. Cât e era 6 radical din 6? 6 radical din 2. Da, și-am dat un 6 radical din 2. Deci... Pentru că triunghiul VO e 144 minus 72. 144, așa... E 72, am zis că, da, dacă dau așa, 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 nu fie, nu știu ce, am zis că... Nu, 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 dar trebuie să fie, nu am verificat, nu am verificat. Nu, verificat. Miruna. Ei, poți nu? Da. 12, sigur, nu lași greșeala asta. Da. Adică aici se adică repede și nu ai voie să o lași, că am zis eu așa. Încă mi-a fost mai atenția în 2 și... Da. Minus cât? 72. Adică nu te încercai, doamne, și nu? Deci, toți 3. Da? Și radical din 72 și mai știi radical din cât aici? 6 radical din 2. 6 radical din 2. 3, 6, 72. Volumul chiar a bazei unui nostru a 3. Sigur, piramide foarte elevată, că nu puteam să pot din problemă de la 3. Volumul chiar a bazei unui nostru a 3. Punctul B. Volumul egal cu... Aia bazei unui nostru a 3. Este egal cu 144 ori 6 radical din 2. Supra 3, da. Și faci 144 ori 6 radical din 2 supra 3. Totul pe 3. Este
fapt 288 recalii 2. Simplifică cu 6 cu 3. Așa, și 2 și 288 recalii 2. Metri cu da. Area totală, acum vedem ce. Area totală e 144 plus 4 ori 12. Deci are area bază. Da. Plus area laterală. Da. Și egal cu 144. 144. Plus de 4 ori. Area triunghiului VAB, care este toate 12 triunghi lateral. Poate să de 12. Da, și arcul ori 12 la 2 arăca din 3 pe 4. Deci este latura la 2 arăca din 3 pe 4. 12 la 2 arăca din 3 pe 4. 12 la 2 arăca din 3 pe 4. Și este cazul 144 pe lângă 1 plus arăca din 3. 144 este factor comun. Pe lângă 1 plus arăca din 3. 144 plus arăca din 3 este... Asta o avem de comparat cu 400. Asta, să vedem dacă e mai mare sau mai mic decât 400. O fi mai mare sau mai mic decât 400. Sau egal. Da? Decât 400 se determină. Împărțim prin 144. Nu cred că se bate 400-144. Cât de plus? Ce bun să putem face simplificările? Ce, sau putem să lăsăm să nu mai scriem 144 pe lângă. Scriem 144 plus 144 la egal din 3. Sigur că mai da. Mai mare sau cu mii decât 400. Cu semn de întrebare, zice, da? Deci echivalent. Faptul din 144 plus 144 la egal din 3. Egal cu 400. Sau cu mii. Să punem un pătrățel, da? Un pătrățel gol, nu? Așa, poftim. Decât 400. Scădem 144. Cădem 144. Corect. O să avem 144 radical din 3 este egal cu 400 minus 144. 144 radical din 3. 400 minus 4. Față de 256. 256. Amplificăm totul la a doua. Sau băgăm supra radical. 144 ăsta cât ar fi? Sau... 12 la pătrat, da? Da. Hai să scriu. 12 la pătrat. Radical din 3. Radical din 3. Comparat. 256 care e 14, mi se pare? Sau cât e? 16 la pătrat. Toată la pătrat. Da, da. Ar avea încorporat 4 la 2 ori 3 la 2, ați fi echivalent. Cu 4 la 2 ori 3 la 2. Radical din 3. Radical din 3, comparat. 4 la 2 sau 4 la 4, cum ai zis tu. 4 la 2, 4 la 2 se simplifică. Și rămâne 3 la 2 radical din 3 cu 4 la 2. 4. Și ne rămâne 3 la 2 radical din 3. Cu 4 la 2. Comparat cu 4 la a. Și de ce dăm 2 la 2. Sau facem radical, nu, mai bine nu zicem pe 2 la 2. E cam la mimene, da, la da. Pătrat. Corect. Și echivalent. 3 la 4 ori 3. 3 la 5. 3 la 4 ori 3. 3 la 5. Cum va da? 4 la 4. 4 la 4. Ia să vedem. 3 la 5. Facem radical din amândouă. Nu și ajunge la 8. Și întoarcem la 8. Haideți că aflăm. 3 ori 3. 243. Față de? 4 este 256. 243. Față de 256. Față de 256. Este mai mic. Asta înseamnă că această inegalitate e foarte distrusă, da? Da. Deci 3 la 5-a, totdeauna 3 la 5-a, este mai mic decât 4 la 4. 4 la 2 la... Decât 2 la a 8. Da. 4 la a 4, da, 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 2 la 8. Și aceasta este sursă de inegalități. Apropo de inegalități, în clasa a 5-a, s-a făcut compararea două puteri cu baze și... compararea două puteri cu baze și exponenți diferiți. Fiindcă 3 la 5-a totdeauna nimic decât 2 la 8. Da. Putem ridica la o putere a ambii membri și iată, dacă dic la puterea a 11, să zic, apare, sau 3 la, tot la 7. 3 la 7 ori 5, 35.
este totdeauna mai mic decât 2 la puterea 7 la 56. Și dacă vă spun să se compare puterile, da? 3 la 35 față de 2 la 56, la momentul acesta, voi trebuie să vedeți că este incorporat 7 la puterea 7, adică ziceți 3 la puterea a 5, acolo vedem că 7 ori 5, acolo vedem că 7 ori 5. Exact. 7 ori 8. 7 ori 8. Mai greu. Da? Mai greu. Neapărat trebuie să vedeți 7 la 8, ca să vă întoarceți înapoi. Și ziceți aici 3 la 6. 3 la 5, totul la 7, față de prietenul său. 2 la 8, totul la 7. Și din acela este istoric. Rămâne 3 la 5 față de la 8 care este... Da, aici ajung sau nu ajung 43? Nu ajung până. Păi, ajung sau nu ajung? Păi, cum am luat? Ajung. Noi cum am luat 4? Ajung. Ajung, da. Ajung, că e 243 mai mic decât 206. Da, zic că ajung. Da, deci răspunsul final, după ce am comparat, da. Unde am ajung, ce e 400 de metri. Nici chiar mie mai și rămân ceva, rămâne ceva, nu știu cât da. Să da. Rămâne. Important este că ajung. Da, da vorba dacă ajung sau nu. Vreau să-mi termin ideea aici. Da. În condițiile în care vedeți așa, 35 și 56, aveți baftă. Dar autorul poate să vină aici, în loc să dea pe 2 la puterea 56, care nu înseamnă ce inegalității asta este. El merge un pic și face un pas. Și Miruna zice 2 la puterea 56. Deci nu dă pe 2 la 56, ci pe 2... Dar un subiect care... Problema aceea, știți, care îi dă vă dai de cap, nu a adus-o și o caută. Am înțeles, am înțeles. În momentul în care face această mișcare cu un majorant dincolo și spune să se compare 3 la 35 cu prietenul 2 la 57, vă scoți din mână. La momentul acesta, comparația este foarte dificilă, pentru că el nu a fost drăguț să lase 56, unde vă trimitea, vă trimitea spre compararea final 3 la 5 cu 2 la 8. Și s-a dus la 1 la 57, care este un majorant dincolo și nu mai aveți șansa să comparați. Voi trebuie să simțiți că băgați intermediarul pe 2 la 56, încât să puteți să vă duceți. Deci aceasta devine dificilă de acum. Iată, nu mai e de evaluare. La, la evaluare înseamnă asta, de regulă. Exact. Nu mai bagă 57. Deci este inegalitatea strânsă 243 față de 206. Și atunci ridică la o putere a unui membri și îl lasă să vadă ei. În cine, la ce putere, la ce divizor comun avem la 35 la 56? E 7. Și atunci se scrie așa și ne ducem să comparăm. Când am ajuns acolo, 3 la 5 cu 2 la 8. Da, mă știu. Am cauzut subiectul, problema aceea, că n-a adus care ar avea un motiv. Da, să vedem ce... Da, deci nu-i văzut nici ce. Nu știu, 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 Da, și mai țin cu mine toate alea, mă, nu mai țin nimic. Între câte figuri s-au făcut, dar mă, e foarte dificil. Dar, da, da. Nu, mâine. Mâine, da. Mâine, mâine, da. Mâine, da. Da. Dacă mai aveți vreo întrebare. Ce avem la tema noastră? La tema datometrie. Ce vă dacă ați spus profil? Nu de la mine, Luna, spune. Da.
Câți de ani? Mulți. Auzi? La geometrie solidă. La geometrie, mai. Zi mai mai bine la acolo, o grămadă, zi. Nu asta tot bifează. Ții mă o problemă, că noi trebuie să le facem pe toate. Pe 18. 18. 18 de la pagina 83. 18. La pagina 83. 83. În ipoteză, se consideră tetraedrul regulat VABC. Deci VABC. Tetraedrul regulat. Regulat. Și ce este regulat? Ce înseamnă asta? E o prismă triunghiulară regulată. Prismă? Da. Dar are V. Piramidă. Asta am vrut să zic, piramidă. Chiar asta am vrut să zic. Cât, mă, sigur. Că mai e 4 puncte. Și ce sunt toate fețele? Triunghiuri de care? Echilatere. Asta înseamnă, da? Toate fețele triunghiului echilatere are tot ce bază e răspândeauă, tot timpul arată la asta. M mijlocului VA. M aparțin lui VA. Dar e la mijloc, adică de congruent, sau de V-ul egal, hai să zicem, da, hai cu M. Cu M, A. Și N, aparține lui BB. Lui B, B. Tot la mijloc. Așa încât V, N, egală cu N, B. Știm că M egal cu 6 cm. M, N. Egal cu 6 cm. Calculați. A. Lungimea semnului AB. AB egal cu cine? AB egal cu cine? VM egal cu cine? VM egal cu cine? Apotema piramidei. Ce? Apotema. Apotema. Și D? Aria totală a piramidei. Și V? Aria totală a piramidei. Aria totală a piramidei. Trebuie să ne repetăm o piramidă. Regulată. Asta nu se vedea. Și la intersecția medianelor mediatorilor zicăm PD O și iată A, B, C de A, B, B și B, C sunt cele trei fețe. Toate triunghiile sunt triunghiile laterale. Multe V, A la mijloc și N, B, B, B N, B, B, B mult la mijloc. Știu că M este de 6. Să vedem AB-ul care este. Pentru unde... Azi toate sunt... Ce știm? Știm unde de 6. Atât. Știm că mână este în mijlocie. Da. Așa că mână ori 2 egal cu AB. Sigur că da. Deci AB egal cu 12, da? Da. VM. Facem... VM. Facem, știm că facem teorema, teorema fundamentală a semnului. Așa. Pentru că știm foarte bine. Să dacă facem VM supra V, care e egal cu 1 pe 2, VM supra AV e 1 pe 2. VM supra AV e 1 pe 2. Și aveți câte mai are? Deci avem de fapt VM. Da. Așa facem. VM supra AB este egal cu 1 pe 2. Dar ce e ăla? VM ce este acolo? VM e triunghiul într-un unghi. E asemenea cu triunghiul VAB. Pe aia de asta vezi și faci raportul de asemenea. Și VAB ce fel de triunghi este? Echilateral. Echilateral. A, la 6. Și atunci VM e 6. Da, nu mai greu cu... E tentare cu mamă. Dar fiind și 6. Tot acolo ajungi. Da, stai. Da? Tot acolo. La
vreau să vedem deodată, fiind triunghi echilateral, paralela face tot o triunghi echilateral la cursus. La marcea la mijloc dusă. Da? Deci dacă nu e la mijloc, cum mai este triunghi echilateral? Intervalul e 2, dacă am aflat că nu e 2, și VA, și VB. Și atunci am la mijloc 6, repede. Da. Apotemă. V pe R într-un V-A-B. V-A-B, unde e mică? Ca să vadă. La mijloc. Aduc aici, da? R. Unde e pe O cu R? La care e apă de mare? V-R, păi. Și? A, știm pe V-B, pe V-R e 6, teorema lui Pitagora. Și deci este vorba de înălțimea într-un triunghi echilateral. Și are totală care e... Dar înălțimea cu cine că? A, nu, că am făcut-o. O zis ani. Mai zis doar decât e? O zis că e... Nu trebuie să o ținem minte. Exact, de ce nu trebuie V? V, care e ipotenuză din V, V pătrat, scăde pe V, V. Și zicem V, hai să zicem V, exact radical din V, V pătrat. Minus V pătrat. Minus V pătrat. Și V, V. 12 pătrat minus 6 pătrat. Face vreo 7 din... Cu 144 minus 36, care e 109. Radical. 109. Care 109 cât e? Că numărul ăsta îmi dă de urmă de ori. Cât e 109? 50... De 2 ori 54, 53, nu? Da. Da. 53? Nu, de 2 ori 53. 9, 9. Deci, nu se întâmplă, trebuie să descompune, dar să vedem dacă se descompune. Ce descompune? Prima, 2, nu mai mergem pe 3, 9, 5, nu? 5, nu? 7, 7, da. 7, 10 odată. 39, 39, 19. Gata, e număr prim, 109. Așa, area totală. Deci area totală. Însemnând 12, ăla e triunghi echilateral. Toate sunt. Toate. Da, toate sunt și egale. Păi, metraedru. 4 ori, 12 la 2, ăla e ca din 3 ori 4. De 4 ori, 4. 12 la 4 din 3 ori 4. La 4 ori, ăla e ca din 3 ori 4. Ca din 3 ori 4. 4, 4, 12. 144, radical de 3 centimetri pătrați, nu? Area pătrată. Deci, n-a fost dificil. Sunt din astea ușurele de aici. Da, înțeles, da, exact. Și mult cu tetraedru. Ei vreți să știi tetraedru, dar toate fețele sunt drumuri interaterale și... Da, atenție, tetraedru. Regulat. Dacă tetraedru simplu, e vorba de piramidă triunghiulară. Mm-hmm. Când al dau regulat, înseamnă toate fețele sunt triunghi regulate. Altfel, n-am voie. Stau o piramidă triunghiulară, are 4 fețe. Tetraedru, 4 fețe. Ca să fie regulat, atunci acolo. Deci, chiar am văzut un test, desenați pe foaia de examen un tetraedru regulat, somn. Somn. Era sus, mai copii, sau cum vreți, somn. Am făcut funcții. Funcții. După aceea, ne găsim la cu F de X. Module. Module. Și ce are modulului? Modul. E... Exclusitarea. Modulului. Exclusitarea. Modulului. După aceea, apoi... Ecuații și inecuații cu moduri. Corect. Ecuații și inecuații cu moduri. E
ecuație de gradul 2, da? Să ne gradul 2, apoi un țigaș, dacă vă doresc, de gradul 2. Copii, haideți să zicem ce mai trebuie. Comparerea de obiecte cu bază și exponenți diferiți. Apoi am mai făcut piramida, aici am avut, nu? Da, piramida. Problema a trecut deja. A fost cu grădina, cu flori. Arii pentru da. Triunghi. Aici am avut și apotemă și trapez. Da. Nu, arii da, pentru da, trapez. Da. Iar, aici am avut apotemă, înălțimii, piramidă, are totală, are laterală, ăla nu e clar. Are laterală, volum, cealaltă a fost are totală și apotemă, am vorbit aici. Cam asta să vă mulțumesc, da. Hai, la revedere, v-am sperat să mă bucur și dorim o seară plăcută în continuare cu unitatea de la Zihir. Păi da, știi ce spune Mario Naș? Da. Când ești pe stradă, zici, spune la, la toată lumea. El nu mai spune acolo la neamul, la prieteni, el zice la, la toți oamenii. Cum zic? Da, da. Vezi, toată lumea. La toată lumea. Când mergi pe stradă, spune la toată lumea. La revedere.